După ce a câștigat primul titlu din istorie în divizia A1 la volei masculin, Remat Zalău a rămas fără antrenor principal, neamțul Michael Worm părăsind banca echipei sălăjene. Deși câștigarea primului titlu de campioană națională trebuia să aducă în snul echipei Remat Zalău doar fericire și mulțumire, situația nu este tocmai roz în lotul sălăjenilor. Antrenorul principal, Michael Varm, a părăsit echipa, motivul principal fiind faptul că a semnat un contract cu Naționala de Volei a Austriei, unde va fi antrenor principal. Presa sălăjană spune însă că unul dintre motivele plecării ar fi și situația financiară de la clubul din Zalău. Astfel, jucătorii și staful tehnic al echipei așteaptă încă virarea primelor de obiectiv după câștigarea titlului, deși mai mulți membri ai Rematului au luat deja vacanța, iar o parte dintre stranieri și-au încheiat contractele cu echipa și au plecat acasă. Deocamdată nu se știe cine va fi înlocuitorul lui Michael Varm pe banca Rematului. O decizie în acest sens urmând să fie luată săptămâna viitoare, când va avea loc ședința Consiliului de Administrație a clubului. Tot atunci se va decide și ce se va face în privința jucătorilor care vor pleca de la echipă, dar și a înlocuitorilor acestora.